Doamnă Ionită, ați început cu cea mai nepotrivită întrebare. Asupra acestei întrebări veți avea un răspuns pe 30 dimineață la prima oră. În ceea ce privește coabitarea, eu deja devin un soi de stampățitul. De câte ori n-am avut majoritate în Parlament, am fost suspendat. În 2007, cum am pierdut majoritatea, am fost suspendat. Acum, la foarte scurt timp, după ce n-a mai fost coaliția condusă de PDL, s-a pierdut majoritatea, am fost suspendat. Dacă dăm filmul înapoi, cauzele sunt similare. Aduceți-vă aminte, în 2007, suspendarea a intervenit după două evenimente. Unul a fost condamnarea comunismului în Parlament și la scurt timp am prezentat public un bilețel prin care primul ministru îmi cerea o intervenție pentru un prieten în instanță. Deci justiția batovină. Acum, suspendarea este tot pe un fond de teamă de justiție. Motivul nu cred că este ideologic. Motivul, ca și atunci, a fost nevoia politicului de a controla justiția. Încă la nivel politic nu s-a ajuns la acea gândire de tip occidental, de altfel, care să spună justiția este intangibilă. Ați văzut, cred, declarația domnului Voiculescu, nu avem toată puterea până nu controlăm și justiția. A fost declarația dânsului, nu a mea. Așa gândesc toți. Nu avem puterea până nu controlăm și justiția. Deci, marea problemă este justiția și acum, ca și în 2007, nevoia de a o controla. Este și ușor de intuit, dacă în 2007 se creau mugurii independenței justiției și a structurilor de securitate, de asemenea desprinse de sub control politic, în 2012 deja justiția a confirmat că este pregătită să fie independentă, că și-a luat chiar nesperat de multă libertate spre bucuria mea și spre îngrijorarea altora și mai avem o problemă, trebuie să știți că printre cei care au votat suspendarea președintelui sunt 19, repet, 19 membri ai Parlamentului care au dosarele deja trimise în instanță și 3 incompatibili. Iar perspectiva creșterii numărului de penali în Parlamentul României este mare și perspectiva este transpartinică. Niciun partid nu e în afara acestui portofoliu de penal. Asta a făcut practic imposibilă coabitarea. Imposibilă din punct de vedere al noi majorități. La fel cum a fost imposibilă și din punct de vedere al majorității din 2007. Fac tot timpul această paralelă pentru că vreau să ajungem la o concluzie. Cât a evoluat clasa politică din 2007 până acum? Dacă vreți, de la intrare în Uniunea Europeană și până acum. Un progres se vede. Deși Parlamentul avea același număr de parlamentari, în 2007 au votat 322, iar în 2012 256. Deci este un progres calitativ în Parlament. Dacă aș mai face un mandat, probabil că n-aș mai fi suspendat pentru justiție, la ritmul în care merg din 5 în 5 ani. Da, cum nu o să-l mai fac, mi-a fost dat să trec și prin a doua suspendare.
Acum, eu o să extind puțin răspunsul, pentru că eu chiar mă așteptam să-mi dați un mic intro și o să-l fac acum. Vreau să înțelegeți foarte bine un lucru pe care deja îl spun de câteva zile, nu știu cât ajunge la populație, dar la dumneavoastră sigur ajunge dacă îl spun aici. Pentru mine nu mai există miza scaunului de la Cotroceni, pentru mine personal. Eu nu mă mai bat pentru un scaun. Datorită modului cum au evoluat lucrurile în perioada 3-6 iulie, am o motivație extrem de serioasă să mă bat în acest, în această campanie, să mă bat, să lupt. Pentru că miza nu mai este Traian Băsescu, miza este țară. Am văzut toți ce poate face o majoritate USL în 4 zile. Avocatul poporului, decapitarea conducerii statului, pentru că ei nu înțeleg să guverneze decât având toată puterea. Din păcate, s-a confirmat ceea ce intuiam, dar nu-mi venea să cred. Generația tânără crescută în PSD este mult mai rea decât generația lui Ion Iliescu. Mult mai rea pentru țară. Mult mai avidă și fără scrupule. Au reușit, ca să facem o mică paralelă. Pentru mine obiectivul major a fost stabilitatea. De asta nu mi-am permis să mai încerc o desemnare de prim-ministru independent și încercând să-i pun în spate o majoritate care s-ar forma în jurul unui prim-ministru desemnat. N-am încercat niciun prim-ministru PDL, ci de dragul stabilității, când am constatat că s-a pierdut majoritatea pentru guvernul ungureanu, prompt am dat opoziției mandatul de prim-ministru. Pentru că știam miza enormă a stabilității. Le-am și spus-o la investitură. Rezultatul a fost că nu le-a păsat de stabilitatea țării în detrimentul puterii. Au vrut puterea absolută și mai ales puterea până la nivelul la care puteau să controleze justiția. Nu le-a păsat de interesul național. Pe mine asta mă șochează. Este imposibil ca cei din spatele lui Ponta și Antonescu, nu-i suspectez pe ei că pot gândi la interesul național, dar au destui politicieni cu experiență în spate care ar fi putut să le spună: atenție, stabilitatea politică în perioada de criză economică este fundamental importantă pentru a da o șansă să treci acceptabil prin criză. Nici măcar cei din spatele lor n-au reușit să înțeleagă miza, îmi permit să spun, suprema României, care era stabilitatea politică. Mai am o datorie față de dumneavoastră. Foarte mulți ați criticat dictatura din timpul guvernării Emil Boc. N-am văzut act de încălcare a Constituției în acea perioadă și orice încercare de a promova un act normativ neconstituțional a fost respins și acceptat ca atare, ca act neconstituțional de guvern și de majoritatea parlamentară. Impresia unei guvernări oarecum în forță a fost generată de o realitate, de două realități, de fapt, combinate. Una a fost criza economică și cea de-a doua a fost nevoia de a moderniza statul. S-au suprapus și amândouă sunt întreprinderi extrem de dificile, și trecerea prin criză, care a însemnat austeritate și binecunoscutele măsuri, dar și modernizarea statului este o altă acțiune care lovește neplăcut în importante categorii sociale.
Din păcate a trebuit să le facem simultan, pentru că statul român era și încă este, mai puțin ca în trecut, dar era profund neperformant. Și atunci a trebuit să ne asumăm răspunderea pe 4 coduri pentru justiție. Majoritatea parlamentară, guvernul, a trebuit să-și asume răspunderea pe legea micii reforme, a trebuit să-și asume răspunderea pe legea educației, a trebuit să-și asume răspunderea pe nou cod al muncii care debolșeviza relațiile de muncă în România și crea o concurență pe piața forței de muncă. V-aș aduce un argument care să mă ajute să vă convin că nu se putea fără asumarea răspunderii. Aduceți-vă aminte că am încercat să trecem prin Parlament legea educației. După 2 luni am constatat că era amendată atât de puternic încât se revenea practic la legea existentă. În mod deosebit la învățământul universitar. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă pe noua lege a pensiilor nu se asuma răspunderea, pe noua lege a salarizării nu se asuma răspunderea. Toate categoriile ar fi încercat să-și așeze salariile unde credeau că le convine.